Republica Moldova aderă la mai multe programe ale Uniunii Europene în domeniile vamal, fiscal și de sănătate, care vor aduce beneficii directe pentru cetățeni, inclusiv antreprenori locali. Anunțul a fost făcut de premierul Natalia Gavrilița și înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, după reuniunea Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, care a avut loc azi la Bruxelles. Natalia Gavrilița s-a întâlnit la Bruxelles cu mai mulți oficiali de rang înalt, printre care președintele Consiliului European Charles Michel și șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Au fost examinate mai multe subiecte de cooperare bilaterală, inclusiv progresul Republicii Moldova în procesul de integrare europeană pentru deschiderea negocierilor de aderare, planul de acțiuni pentru integrarea în piața internă a Uniunii Europene, reducerea tarifelor la roaming, liberalizarea comerțului, problemele legate de energie și altele. Salutăm aderarea Republicii Moldova la programele Uniunii Europene din domeniul vămilor și fiscalității, precum și la programul EU for Health în marja acestui Consiliu de Asociere. Suntem gata să analizăm posibilitățile de reducere a tarifelor de roaming între Uniunea Europeană și Moldova. Vom susține eforturile Moldovei în sensul modernizării sistemului său de plăți pentru a îndeplini condițiile necesare în vederea integrării în spațiul unic european al plăților în euro. Am subliniat în cursul discuțiilor angajamentul nostru ireversibil față de parcursul european și am vorbit despre stadiul reformelor pe care le întreprindem în vederea îndeplinirii recomandărilor Comisiei Europene pentru a putea trece la următoarea etapă, demararea negocierilor de aderare. Natalia Gavrilița a mai declarat la Bruxelles că Republica Moldova se confruntă în continuare cu elementele unui război hibrid, anul trecut fiind înregistrate sute de atacuri cibernetice. Șefa guvernului a tras atenția asupra faptului că propaganda și dezinformarea sunt alte amenințări pe care le confruntă Chișinăul.